Sfântul Ierarh Andrei Șagona, sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă Română, este ocrotitorul Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Sărbătoarea s-a adunat și în acest an credincioși și pelerini din toate zonele Transilvaniei. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit aseară o slujbă de priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Andrei Șagona, ocrotitorul Catedralei Mitropolitane din Sibiu. La slujbă a participat și preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, precum și numeroși preoți din Sibiu și din celelalte protopopiate ale eparhiei. Cu acest prilej a fost adusă o copie a sabiei lui Ștefan cel Mare, păstrată în Muzeul Topkapı din Istanbul. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre evenimentele dedicate în acest an Sfântul Ierarh Andrei Șagona. Este pentru a 8-a oară când cel de-al doilea hram al catedralei noastre, Sfântul Andrei Șagona, mitropolitul Transilvaniei, este serbat. Și totdeauna am început cu o manifestare de seara, vecernea aceasta pe care am făcut-o, care este a celor doi sfinți, ca să slujbe de seara, dorim să o împărtășim și cetății. De aceea, această ieșire, acest vohod de la Litie, dorim să-l prelungim și prin oraș, luând moaștele Sfântului Andrei și purtându-le în cântări, prin centrul orașului și ne întoarcem din nou în biserică, în catedrală, unind cetatea cu biserica într-un imn de laudă. Slujba privegherii a fost urmată de o procesiune prin centrul vechi al orașului. Preoții au fost însoțiți în procesiune de militari și jandarmi cu făclii în mâini. Corul preoților din Sibiu a interpretat pricesne și cântece patriotice. În fața catedralei, preotul Doru Gheaja, cunoscut interpret de muzică patriotică, a interpretat cântecul lui Ștefan cel Mare, precum și alte cântări patriotice închinate centenarului Marii Uniri de la 1918. Nimic pe lume nu-i mai sfânt și mai frumos pe acest pământ decât să mor ca luptător înfășurat în tricolor. Astăzi, în ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șagona, mitropolitul Transilvaniei, Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost în sărbătoare. Locașul de cult a fost plin de credincioși veniți să se roage celor doi sfinți și să participe la cel de-al doilea hram al catedralei. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre cei doi sfinți sărbătoriți în data de 30 noiembrie, ocrotitorii țării noastre și apostoli ai neamului românesc. Ne aducem aminte de chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o acestor oameni, oameni aleși ai Lui. Sfântul Apostol Andrei a avut această calitate, această vrednicie din partea lui Dumnezeu de a fi primul chemat la apostolie. Aceeași chemare a avut-o și Sfântul Andrei, primul mitropolit al Transilvaniei, o chemare să vină aici, din depărtări, și să contribuie la ridicarea neamului creștinesc și românesc din aceste părți. De aceea a fost numit Apostolul Ardelenilor. Dacă cei doi au avut chemare, astăzi ne gândim și noi la chemarea pe care o avem fiecare în parte. Cu fiecare dintre noi Dumnezeu are un plan de împlinit. Dacă noi recunoaștem lucrul acesta și nu suntem egoiști și credem că doar prin puterile noastre, prin calitățile noastre, prin studiile noastre sau prin eforturile noastre extraordinare am ajuns ceva sau suntem și facem ceva în viață, toate aceste merite personale nu sunt altceva decât talanții pe care Dumnezeu i-a investit în noi și tot El ne-a ajutat ca să îi mulțim în așa fel încât să rodească.
Sărbătoarea s-a încheiat cu ceremonia acordării mai multor distincții. Astfel, părintele Doru Gheaj a primit din partea ierarhului Crucea Șaguniană pentru preoți, pentru implicarea în pregătirea și desfășurarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din 6-9 septembrie 2019, trei dintre organizatori au primit Crucea Șaguniană pentru laici.